Dacă nu vrei să primești bloc, învață codul bunelor maniere pe WhatsApp. Să vorbești cu cineva prin mesaje nu este atât de ușor pe cât pare. De aceea, specialiștii în social media au făcut un ghid care te învață regulile esențiale pe care să le folosești când deschizi chatul. Nu scrie cu caps lock. După 2 ani de pandemie în care oamenii au interacționat doar prin mesaje, mulți se entuziasmează repede când primesc unul, însă entuziasmul se traduce nu neapărat prin litere mari. Regula se aplică și dacă vrei să te impui într-o conversație, specialiștii îți recomandă să nu scrii cu caps lock. Pare că îi cerți pe cei cu care vorbești. Tratează mesajele din WhatsApp ca și cum ai ieși la o masă în oraș. Pot fi 10 de oameni în acel grup, important este să nu scrie toți în același timp, altfel mesajele își pierd șirul. Dacă există un conflict de idei, cel mai bine ar fi să, ca cei implicați să iasă din grup și să-și rezolve problemele într-un chat separat. Emojiurile și stickerele sunt în regulă, dar nu le folosi în exces. Altfel, mesajele tale pot fi interpretate greșit. Diferențele de la o vârstă la alta se simt și mai tare în scris. Adolescenții sunt obișnuiți să tasteze repede mesajele, timp în care părinților încă își mai caută literele pe tastatură. Atunci când trimiți un mesaj, nu te aștepta ca răspunsul să vină chiar în următoarea secundă, pentru că nu toată lumea stă cu telefonul în mână în fiecare moment al zilei. Specialiștii sfătuiesc să nu ne pierdem cumpătul, nici dacă cineva ne dă sin la mesaje, un răspuns poate veni când te aștepți mai puțin. Important e ca răspunsul să vină totuși atunci când ai și nevoie de el, pentru că dacă tu întrebi lucruri importante și tu primești sin și nu reușești să dai de persoana respectivă și aveai nevoie de răspunsul... De ce să nu-l suni? Suni și dacă îți spune că sunt într-un call cu această muncă la distanță, ce faci? E în comă colică atunci. E în comă colică, uite, stai, înainte să vorbim despre asta, aș vrea să arăt ceva ca i-a adus în discuție. Diferența de abordare între femei și bărbați în chat. Iubito, sunt la spital, am avut un accident, a șters un mesaj și, evident, în mintea femeii, ce ai șters? Omul moare acolo, poate, nu? Nu, dar știe clar unde îl găsește. Adică e la spital, ok, dar ce a șters? Hai mă, că nu e ok. Cum mă duc? Mă duc cu voie bună sau mă duc supărată sau mă duc asta enervată? Asta e una dintre dileme, glumă, dar e una dintre dilemele existente la comunicarea în scris, pentru că uneori poate să pară o ceartă, orice glumă nevinovată până la urmă. Pot fi interpretate diferit și de-aia este destul de dificil acum să ne adaptăm la tipul ăsta de comunicare, comparând-o cu comunicarea fizică, da, verbală. Pentru că, în realitate, știm, psihologii spun chestia asta, cuvintele reprezintă doar cât 7% din comunicare, pentru că restul reprezintă mimica, gesturile, limbajul corpului, privirea, dar sunt mai multe lucruri care se transmit. Ei bine, toate astea lipsesc din comunicarea scrisă și atunci îi ceri respectivului să fie as în gramatică, în tot felul de cunoștințe, în exprimare, în topică și vezi că sunt probleme uriașe și la ministere, că râdem în fiecare zi, în care ne uităm, în care nu ne uităm, scăpăm. Uh-huh. Ei, e diferit. Dar o zi în care n-ai râs e o zi pierdută, așa că ar trebui să ne uităm în fiecare zi. Da, pot să râzi din diverse motive. E diferită comunicarea în scris cu cea vorbită, dar eu nu văd de ce ar trebui să fim ca aici acest cod care a apărut ca o literă de lege, așa, adică de ce, până la urmă, dacă unul scrie cu litere mare și mie nu-mi place, nu mai vorbesc cu el, la revedere, adică, dar așa e oricum în viața reală, dacă nu-ți place de cineva cum vorbește, pleci de acolo, ce ești obligat să stai cu el? Păi sigur, aici discuția se pune dacă într-adevăr tu ai perceput corect mesajul sau nu, pentru că vezi, tu alegi să le viți față în față, ți-ai luat toate informațiile de care aveai nevoie și ți-ai dat seama că persoana respectivă este neplăcută pentru tine și o respingi, dar dacă persoana respectivă scrie cu litere mari și este vorba de entuziasm și tu o percepi ca pe o agresiune și îl eviți pe omul ăla, deși omul ăla avea intenții bune. Păi stai, Eu cred că entuziasmul este dacă scrie cu litere mari din când în când, când are entuziasm. Dacă scrie tot timpul cu litere mari, unde să-ți mai citesc eu entuziasmul, știi? Eu cred că e nevoie de acest cod de bune maniere în online. Asta pentru că vrem, nu vrem, ăsta este modul nostru de comunicare. Suntem din ce în ce mai puțin conectați la viața aceasta reală și la comunitate și aici n-aș spune că e neapărat un lucru de condamnat, pentru că mai ales pentru cei care trăiesc în orașe mari, unde nu se identifică neapărat cu
nu știu, oamenii din orașul respectiv, cum e Bucureștiul, da? Vin oameni de peste tot. Nu simți să fii manierat sau să ai această curtoazie față de toată lumea, însă te izolezi foarte mult în online și atunci ar trebui să ai maniere măcar în online, când interacționezi cu oameni. Adică când... tu ești de fapt un sălbatic, nu vrei să comunici cu lumea, bă, dar pe online vrei să-ți vorbească frumos, să-ți spună, să-ți scrie Marcel cu M mare, că dacă îți scrie Marcel cu M mic nu te respectă sau ce. Păi, asta păi eu aș vrea ca dacă au dispărut codul, dacă au dispărut manierele din viața de zi cu zi, măcar să se păstreze cele în online sau măcar să discutăm despre maniere în online. Ei, na, că aici s-au adunat elitele în online și în comunicarele astea pe diverse chat-uri. Nu, no, n-are cum. Dacă tot am intrat pe online și pe comunicarea asta scrisă, înseamnă că mie mi-o oferă niște avantaje, da, mie ție, adică tuturor, da? Lasă-mă să mă bucur de ele, nu mă pune acum, că știi ce, eu scriu Marcel cu M mic, mie când vine, foarte rar scriu cu literă mare, că tocmai folosesc asta pentru a obține o viteză, da? Scriu, i-au dus cu I, spațiu, au, nu pun, foarte rar pun cratem așa, pentru că folosesc acea viteză, da. Bun, de acord. Sunt nemanierat, iartă-mă. Ești nemanierat în și relația vezi cu asta, prietenii tăi. Comunicăm destul okay, de des. Ok, hai să mutăm contextul. Ești nemanierat cu prietenii tăi în chat. Dar ce te face în momentul în care ai de purtat o discuție în scris cu potențial parteneri sau la job sau trebuie să scrii e-mail-uri? Și de ce spun asta? Pentru că studiile din Franța arătau că undeva la 76% dintre angajatori erau complet nemulțumiți de faptul că angajaților nu știu să scrie corect, nu știu să scrie corect gramatical, folosesc excesiv de multe emoji-uri și 90% dintre ei spuneau că asta le afectează în mod direct relațiile pe care ei le-au cu furnizorii, cu clienții cu care acești angajați interacționează. Și atunci te întrebi, oare n-ar trebui să fim puțin mai instruiți, să încercăm să scriem Marcel cu M mare și I cratimă? Au? Nu. Au. Nu, nu, pentru că e o chestiune, da, scrisul ăsta, pentru că nu vor, știi cum e, nu scrie atât de mult la companii sau nu scrie atât de mult pe, scrie mult mai mult pe chat-uri decât scrie înainte în scrisori, de exemplu. Când erai, aveai atent, aveai grijă să scrii și frumos, de exemplu, da, altceva. Ei, acum vorbești cu mai multe persoane, e un moment al vitezei în lume în care trăim și atunci, sigur că și chestia asta se vede, dacă e totul pe viteză, eu pierd viteză dacă scriu Marcel cu M mare, ce, nu înțelegi că e Marcel cu M mare? De-aia, știi ce, a apărut și autocorectul ăsta, a apărut pentru că îmi bagă Marcelul cu M mare și când scriu M R, că uneori mă trimite la Marcel, să spunem, poate la Marcel nu, dar la alte nume merge, știi? Adică eu efectiv folosesc comunicarea asta pentru viteză, iar dacă este ceva ce deranjează. Bine, lasă-mă cu firmele, că la firmă, până la urmă, trimiți un e-mail și atunci trebuie să-l scrii corect. Nu-i place firmei cum i-am scris în e-mail să-mi dea ignor, să refuze să lucreze cu mine, da? E alegerea ei, fiecare. Măi, trăim într-un lume în care putem lua decizii și putem face alegeri. De ce să nu le facem? Iar dacă eu sunt nemanierat considerat de cineva în comunicarea mea, de fapt, discuția este că nu cumva oamenii în sine sunt nemanierați. Că nu cred eu că cineva este foarte civilizat în mod obișnuit și este îngrozitor în comunicarea scrisă. Nu cred că este asta, știi? Și nici nu cred că te deranjează și nu mi-ai spus niciodată până astăzi că te-a supărat că scriu cu literă mică orașe, țări și nume și că scriu iau fără, cu spațiu, da? Nu mi-ai spus niciodată. Nu, dar aici dacă am fi văzut scris așa, ne-am fi supărat cu toții. Mergem și în juriu la Mihail cu M mare. Uite, eu am maniere, Hopi ți-ar spune Mihail cu M mic. Are și maniere cu M mare. Eu am maniere cu M mare. Și am vrea să te întrebăm dacă într-adevăr e nevoie de acest cod de bune maniere în online. Asta pentru că, deși internetul le-a dat voce multora, unii dintre ei aleg să aprecieze oamenii online, alții aleg, evident, ideea de hate speech cu care probabil te-ai confruntat și tu, că orice artist are și fani și oameni care îl critică. E nevoie de asta? E foarte... Pentru mine e... Eu nu știam de acest cod. Acum l-am aflat, ascultându-vă pe voi. Dar... Ce știu cu siguranță e că de fiecare dată când trimit un mesaj, sunt foarte atent să scriu numele cu literă mare. Asta am realizat-o. Gen, fiecare ține așa de mult la numele lui, încât dacă tu scrii numele lui cu literă mică, posibil să o ia ca pe o,
nu știu, supărare sau ceva de genul. Dar eu prefer discuțiile față în față sau dacă sunt și pe WhatsApp, atunci trimit un mesaj vocal. Pentru că mie îmi lipsește obiectivitatea în acea tranzacție, în acel dialog. Uneori sunt, am nevoie de, nu știu, posibil să am sentimentul că persoana îi seacă cu mine, deși ea nu este. Și poate este, sunt eu în acea zi în care percep chestia asta ca oglindire. De-aia eu prefer să mă aud vocal. Nu știu, mie mi se pare vocea foarte importantă ca în comunicare. Limbajul verbal, non-verbal, vizual, sonor. Dar nu, suntem în lumea asta în care nu, totul este online, suntem digitalizați. Puțin mă sperie chestia asta, dar în același timp, când, nu știu, auzi pe maică-ta în fiecare zi, ea fiind la în altă țară, la îndepărtare, cumva îi un bonus și totuși te bucuri și beneficiezi de aceste platforme, să zic așa. Eu sunt cu pădurile, sunt mai off media și e greu să zic mai multe despre asta. Mulțumim și revenim. Luăm și noi off un pic, o pauză și ne întoarcem.